Bun găsit, dragi oameni, și bine ați revenit pe infrancea.ro. Astăzi vă vom prezenta evenimentele din acest weekend. Dragoș, ai ceva de zis? Da, am ceva de zis. De pe aștept ca sâmbăta asta și duminica asta și vinerea asta este un eveniment la care eu țin foarte mult. Nu vă dau spoilere, o să vedeți în viitor ce eveniment. Pe scurt, suntem la evenimente din weekend, venești cu Andreea și haideți să prezentăm. Începând vineri, pe data de 15 la ora 19, fix va fi spectacol de teatru, o farsă de 2 lei, Teatrul Maior Gheorghe Pastia. Și acum urmează evenimentul de care v-am spus. Sâmbătă, adică pe 16, la ora 18:30, campionatul național de gimnastică, individual, open, și echipe reprezentative de club. Ei bine, pentru că acest eveniment... Unde? Vreau să spun asta. La sala sporturilor Rallying Moldovan. Pentru că acest eveniment este mult mai mare, o să vă dăm o descriere mai detaliată. Acest eveniment va găzdui campionatele naționale de gimnastică artistică și Cupa României, organizate de Federația Română de Gimnastică. Peste 60 de gimnaști din 10 cluburi din țară vor concura atât în probele feminine cât și în cele masculine. Competiția va include un format inovator pentru Cupa României, cu echipe mixte în care un gimnast și o gimnastă vor forma echipe pe baza scorurilor obținute în calificări. Printre sportivii de top se numără Ana Maria Bărbosu, fata care a fost premiată cu medalia de bronz la Jocurile Olimpice, Lilia Cosman și Andreea Preda. Desigur că sunt puțini dintre cei peste 60 care i-a spus Andra. Pe scurt, aceștia sunt cei mai importanti. Petru, să nu umple la jocurile mele de inteligență. Îmi fac creierul mare cu el, da? Foarte frumos, așa. Continuând, la ora 19 fix va fi un festival, concurs de muzică ușoară românească, Florentin Delmar, la sala Balada. Și ultimul eveniment, duminică, adică pe 17, la ora 11, avem Cupa României de gimnastică. Concurs pe echipe mixte. La sportivă Alin Moldovean. Ei bine, acestea au fost evenimente, au fost frumoase și... de fapt, mai e un eveniment. Am uitat. Nu știu petrecerea aia de la Escape-ul. Da, continuă, dar e cam iarna, nu mai contează. Păi nu aveau piscină în interior. Dacă tu zici. Bun, pe scurt este Escape the Pool at... Pool Escape. 16 duminică. Da, voi și fete, cred că v-ați prins și voi de chestia că nu prea este adevărat. În spate au explodat. Vă rugăm șobolanii din spate, faceți liniște până se termină filmarea. Pentru că vreau să-mi recuperez ceva. Bun. Acestea au fost evenimentele. Sper că v-au plăcut, sper să participați și ne vedem data viitoare. La revedere și o zi sau seară plăcută când vizionați voi acest videoclip. Învrâncea.ro, informații utile din județul tău. Falit Software, servicii informatice din 2012.